Trimite totdeauna ca îndurat robilor tăi, Gicu și Natalia, la împlinirea celor 50 de ani de împreună viețuire. Și trimite milele tale cele bogate și îndurările tale. Chiar și preoții recunosc că este un prilej de bucurie pentru ei să oficieze o astfel de slujbă, căci rar mai întâlnesc relații trainice care să treacă de 50 de ani. Ne bucurăm ca în parohia noastră să avem astfel de evenimente. Sunt rare, poate chiar unice, ca să ajungi la o vârstă de 50 de ani de împreună viețuire după taina căsătoriei. Nu este deloc ușor, sunt multe necazuri, sunt multe încercări, lucrul acesta ne-l arată Mântuitorul nostru Iisus Hristos în fiecare cuvânt și în fiecare pericopă evanghelică. Dar tot El spune, încercați, fiindcă Eu am biruit lumea. Și sunteți exemplu pentru ceilalți tineri, pentru că fiecare are de învățat de la cel care a trecut prin viață. Vizibil emoționați, miri pentru a doua oară, cei care au împlinit 50 de ani de conviețuire pot da lecții de viață celor mai tineri. Ne bucurăm de fiecare clipă a vieții, de bucurii, dar și de necazuri, pentru că, așa cum știm, necazurile care vin în viața omului sunt doar pentru a ne deștepta, pentru a ne trezi, pentru a ne pune în gând faptul că la un moment dat în viața noastră, aceasta pământească, am greșit undeva, ne-am abătut de la calea lui Dumnezeu și trebuie să ne întoarcem. Pentru aniversările de 25 și 50 de ani de căsnicie, Biserica oficiază slujbe speciale menite să celebreze perioada petrecută împreună și să o binecuvânteze pe cea următoare. Conform tradiției, la aniversarea celor 5 decenii de căsătorie, când se sărbătorește nunta de aur, mirii aleg nași mai tineri cărora să le împărtășească sfaturi de viață și care le sunt alături la slujba de mulțumire pentru realizările din cei 50 de ani. La ta slavă căzând, cu frică și cu cutremur, ca niște romi nevrednici, cu milință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile ce au fost asupra robilor tăi Gicu și Natalia la împlinirea celor 50 de ani de împreună viețuire.